patru versuri, nu are titlu, dar cred că este, dacă ar fi după mine, i-aș fi pus un titlu Curriculum Vitae. Poezia e următoarea. Mama, papa, popa, groapa. Mi-a plăcut foarte mult și într-un fel am asociat această poezie cu expoziția Anei. În sensul că cu elemente foarte puține spune foarte multe lucruri. Și apropo de elemente, îmi pare, deci simt așa un inconfort că sunt vocea a doua. Dacă eram vocea întâi, era și mai grav. Dar cam multe din lucrurile pe care le-a spus Vasile Doda, le gândeam și eu. Bine, l-a spus mult mai frumos și pentru asta îl felicit. Apropo de elementele acestea, îmi amintesc desele excursii pe care le fac cu Amelia Toma prin Târgul de Vechituri și ne bătem pe obiecte și fiecare, asta e pentru mine, nu, asta e pentru Ana, așa până la urmă ajungem la un consens, împărțim lucrurile pe jumătate și fiecare cu creația lui. Și tu le plătești. Nu e o problemă, știi bine că câștig. Am o pensie nesimțit de mică. Așa. Bun. Unde a rămas? Așa. Aici. Ce vreau să spun? Că mă simt foarte fericit că am nimerit în galaxia tomelor. Sunt înconjurat de trei tome. Și asta împiedică o chestie care este obligatorie pentru un artist, obligatorie în ghilimele. Aș fi foarte invidios pe Ana Toma. Chiar a dracului de invidios. Dar nu pot să-mi permit. E parte din mine, e parte din noi. Deci nu pot să am decât o stimă extraordinară de ea, față de ea ca artistă. Și mai mare stimă pentru faptul că este alături de